Să și grăbește, adică poate ar trebui să cetinească puțin măcar timpul dintre. Linii de fund, astfel scuturile devină mai eficiente. Trebuie să o facă cu calm, cu iritare. Lungimea foarte bună, apoi cere, cred că crește. Activată mai energică, a țâșnit cisnică după retur. Dacă și sunetul pe care îl scoate în timp ce lovește este unul diferit, reușit de notă. Ce spun de... Se prea scurt, iar Sevastova accelerează și închide punctul. Lovely. Subțileu trimite extrem de lung Simon.
Per backhand, ia pe backhand. Dar la urmă chiar și rezultate mari, victorii în turnee mari, trebuie să treci și prin astfel de meciuri mai chinite în care jocul poate nu funcționează, dar jucătorii mari găsesc resurse să depășească aceste neajunsuri. A fost și cazul Simonei astăzi.